Centrul de vaccinare de la Alroslatina va deveni operațional începând cu data de 4 mai. Noul punct de lucru va deservi întreaga platformă industrială a Slatinei și va avea o capacitate de aproximativ 80 de vaccinări pe zi. Prezent la acest eveniment, prefectul de Olt a ținut să felicite inițiativa uzinei și este convins că noul centru va aduce un ajutor important campaniei de vaccinare la nivel județean. Centrul va fi operațional din data de 4 mai și va avea o capacitate de aproximativ 80 de persoane pe zi. Eu consider că singura soluție de a scăpa, în afară de protecție, de a scăpa de această pandemie, este vaccinarea. De asemenea, acest lucru va veni în sprijinul angajaților, al colaboratorilor noștri, al clienților și furnizorilor de pe platformă și cei care lucrează în interiorul ALRO, precum și al celorlalți operatori economici din orașul Slatina. Felicit încă o dată pentru acțiune, pentru modul în care s-a amenajat centrul respectiv. Este avizat de către Direcția de Sănătate Publică. Există personal de specialitate care să-l deservească. Nu avem nicio îndoială că nu va funcționa cum trebuie. Programarea pentru administrarea vaccinului va fi diferită pentru cei de pe platforma industrială. Salariații și familiile acestora vor fi înscriși pe o listă internă separată și vor evita programările pe platforma națională. Trebuie să reușim să aducem posibilitatea vaccinării cât mai aproape de colegii noștri. Câteodată e greu să te duci, erau poze, știți foarte bine, au fost probleme de că nu au fost vaccinuri, dar acum sunt vaccinuri. Sunt vaccinuri, avem acest centru de vaccinare, l-ați văzut, îndeplinește toate standardele, inclusiv asta discutam cu colegele noastre care sunt cadre medicale, că avem o lampă UV profesională care permite dezinfectarea aerului, inclusiv în prezența persoanelor. Discuțiile au început înainte, am reușit să obținem autorizarea, cum a spus și domnul director general de la CNCAV, va fi disponibil vaccin Pfizer pentru vaccinarea salariaților de pe platforma industrială a municipiului Slatina. Suntem convinși că și acest centru va contribui la imunizarea cetățenilor din județul nostru, va contribui la creșterea vitezei de vaccinare în campania pe care o derulăm. Aproximativ 6.000 de persoane urmează să se imunizeze în cadrul noului centru de vaccinare de la Alroslatina.